Întrebarea zilei. Emisiunea care pune punctul sub semnul întrebării. Credeți că legea antifumat produce efecte pozitive? Da. A fost bine că în localuri și asta și unde sunt copii la școală și așa să nu fumeze părinții sau oamenii mai mari, să-i respecte și pe cei mici să nu fumeze în fața lor. Deci considerați că e o lege bună? Da. Da, eu chiar am un par lângă mine și am văzut că părinții respectă și respectă și copiii în primul rând. Ies în afara parcului și fumează în afară. Deci unul dintre lucrurile benefice este că nu se mai fumează în parcuri. Da, nu se fumează în parcuri și să dea peste copii fumul asta. Da. Credeți că ajută și la sănătatea publică? Da, bineînțeles, că nu inhalăm nici noi care nu fumăm. Adică s-a anulat și fumatul pasiv, cum se numește. Da. Și localuri la fel, că dacă eu vreau să mă duc într-un local și caut unde nu se fumează, pentru că eu sunt operată și nu știu ce, și nu pot să parfumul, nu la, nici parfumul, nici țigările. Dar odată cu legea puteți să mergeți oriunde, nu se mai fumează nicăieri, în niciun local. Nu, dar sunt spații în afară unde sunt amenajate să fumeze. Acei ies în afară și fumează care au de fumat. Da, este. Este o lege bună. Care ar fi principalele avantaje ale legii? Păi sănătatea, în primul rând, și banii, bugetul. Da, în locuri văd că fumatul nu mai este chiar atât de este evoluat, interzis. Este interzis și este o lege bună, deoarece oamenii cred că încearcă să se lase de fumat. Da, încearcă să se lase de fumat. Ți se pare o idee bună să nu se mai fumeze nici măcar în parcuri, în preajma copiilor? Da, mi se pare o lege bună pentru că copiii văd ce fac părinții și o să ia exemple proaste. Deci pe lângă faptul că nu se mai fumează pasiv în parcuri, e și un exemplu pozitiv pentru copii. Da. Dar tu ai simțit efecte după câțiva ani de zile, după ce ai intrat în vigoare? Adică consider că s-a schimbat ceva? Consider că s-a schimbat. Lumea nu mai fumează atât de mult, da, sau oriunde. Nu știu dacă au produs efecte pozitive, dar cred că da. Cred că e legea destul de bună. Pentru că nu s-a obligat să ne fumători, să... Bine, eu sunt fumător, vorbesc din punctul ăsta de vedere. Da. Dar ca și efect, că nu se mai fumează, de exemplu, în orice spațiu închis, că nu se mai fumează în parcuri, în preajma copiilor? Asta nu știu ce să zic. Cred că ar trebui făcute locuri speciale atât pentru fumători, cât și pentru nefumători. Deci, na, cu specific, cum ar veni. Nu cred. Eu aud din ce în ce la vârste tot mai frage de tineretul fumând. Nu cred că are... Nu știu ce să zic. Dar ca și interzicerea fumatului în spații publice, cum ar fi parcuri, în preajma copiilor sau în orice fel de local, să spunem. Da, asta cred că, adică cu siguranță se impune, pentru că până la urmă poluarea este o chestiune care afectează pe cei din jur. Chit că pe tine nu te interesează, dar asta e situația, trebuie să respectăm. Deci vi se pare o idee bună? Și o lege bună? Da, fără doar și poate. Ar fi una din laturile cele mai importante antipoluare, nu? Grija pentru mediu, grija pentru oameni este... În primul rând, pentru oameni că se mai fumează pasiv de către exact, mine fumători. Exact. Cu atât mai mult cât se spune că fumatul pasiv este mai periculos decât însuși fumatul personal, nu? Eu așa zic. Da, produce efecte pozitive pentru că nu știu, ar putea ajuta lumea și ambient, adică să nu se intoxice mult și ar putea ajuta și la dezvoltarea copiilor. Sau când părinții au copii și să crească mai bine. Da, crezi că a fost o idee bună să nu se mai fumeze în orice spațiu public închis? Da, a fost o lege foarte bună pentru că nu în toate locurile se poate fuma, adică pentru fiecare ar trebui să respecte regulile. Da, produce efecte pozitive pentru că oamenii s-au mai lăsat de fumat, care erau obligați să nu fumeze în incinta instituțiilor, a restaurantelor. Da, sigur, este o lege bună. Mi s-a părut o idee bună la momentul respectiv să nu se mai fumeze, de exemplu, în parcuri sau în apropierea... În parcuri? Da. În parcuri nu. În parc, na, se poate fuma, nu... Dar conform legii, nu?
conform... Eu sunt nefumător și chiar nu am studiat legea în detaliu, chiar nu știu dacă în parcuri nu este voie să fumeze. Pentru că în București, de exemplu, la începutul, când s-a implementat legea, se dădeau amenzi foarte mari pentru cei care fumau în parcuri. Vi se pare o idee bună? Repet, nu știu dacă legea prevede că în parcuri să nu se fumeze. Și dacă este așa, nu este o idee bună, în parc se poate fuma. Nu cred. Nu cred asta. Adică nu vedeți o schimbare, cel puțin, de exemplu, nu se mai fumează în localuri sau în parcuri? Nu, pentru că eu am văzut localuri care încă se mai fumează, chiar dacă s-a dat, se spune să nu se mai fumeze. Nu. Dar a fost o idee bună? Da, într-un fel da, pentru că în orice local ieșai, când ajungeai acasă, miros de fum și... Deci în principiu a fost bine, dar nu se prea respectă. Da. Exact. Da. Da. Cred. Care ar fi efectul principal? Păi unii dintre ei ar putea să lase de fumat, alții nu. Aici depinde de fiecare. Dar este o idee bună? Adică a fost o idee bună să nu se mai fumeze în... A fost o idee bună. S-au întâmplat de accidente. Dar pe tine te-a afectat? Cu ce? Cu legea? Legea antifumată. Nu. Am încercat să mă las, dar n-am putut. Dar vei persista să te lași de fumat? Da, voi încerca. Concluzia zilei. Majoritatea nemțenilor sunt de părere că legea antifumat produce efecte pozitive. Spațiile închise, precum cel de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, sunt aerisite acum. Un alt aspect pozitiv ar fi banii economisiți și sănătatea. Ne vedem mâine cu altă întrebare a zilei. Întrebarea zilei. Emisiunea care pune punctul sub semnul întrebării.